Este anchetă la Spitalul Orășenesc Dăbuleni după ce două cadre medicale s-au luat la bătaie chiar în instituție. Protagoniste sunt o asistentă medicală și biologul secției TBC, care funcționează în localitatea Bechet. Incidentul ar fi avut loc pe 26 martie, când asistenta ar fi agresat-o pe colega sa în timpul programului de lucru. Nu știu nimic decât că s-a depus o plângere, acea plângere nu ajunge la mine decât în faza finală. Acum s-a demarat o anchetă la Consiliul Etic, mai departe la Comisia de Disciplină. Nu mi se pare normal într-un spital, unde sunt toate condițiile, unde dumnealor trebuie să vină la muncă și să respecte fișa postului. Victima a depus o plângere și la poliție, așa că oamenii legii încearcă acum să descurce ițele conflictului dintre angajatele spitalului. La nivelul poliției orașului Bechet a fost primită o plângere prealabilă și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cercetările continuă, iar la finalizarea acestora, dosarul va fi înaintat unității de parchet competente cu soluționarea, cu propuneri corespunzătoare. Cele două angajate implicate în scandal au refuzat să comenteze situația în fața camerelor de filmat. Incidentul a ajuns însă și la urechile localnicilor, care sunt uimiți de atitudinea celor două cadre medicale. Oleo, nu mi se pare frumos. E o prostie, nu sunt sănătoase. Nu e frumos ce au făcut. Păi cum să fac că m-a ajunge la o înțelegere? Acum, dacă eu greșit, iartă-mă, dacă ta ai greșit, iartă-te. Nu, hai să ne luăm acum amândouă de păr. E frumos? Orice boală are greutatea ei și nu e frumos să te ceri sau să te bați pentru un bolnav, că e bolnav el și nu mai poate. Dacă la finalizarea anchetei interne, asistenta acuzată de agresiune va fi găsită vinovată, ea riscă să fie sancționată disciplinar și chiar să-și piardă locul de muncă.